Salutare și bine ați revenit la cursul de desen online. De obicei ne întâlnim în atelier și desenăm într-un grup de oameni, pentru că cred că desenul nu se învață așa după tutoriale, ci se fură mai ales de la oamenii care desenează mai bine decât tine. Pentru că poți să observi lucruri pe care mediul online nu ți le descrie. Să ne întoarcem la desenul de arhitectură și să ne întoarcem la desenul de perspectivă la un punct de fugă. Aș vrea să ne reamintim câteva principii simple pe care le-am stabilit data trecută. Și anume că, pe lângă faptul că e cel mai simplu mod de reprezentare a unui desen de arhitectură, el are la bază un sistem ortogonal de reprezentare și, pe urmă, toate celelalte drepte care converg către, care se deformează, sunt dreptele care merg către punctul de fugă, către un punct de fugă. Pentru că ar trebui să vă spun că mai există încă cel puțin două tipuri de perspectivă de care se pot desena, cea de colț sau la două puncte de fugă și mai este și perspectiva la trei puncte de fugă. Dar deja acolo vorbim de un nivel mai avansat de cunoștințe. Rămânând la perspectiva la un punct de fugă, aș reaminti că avem nevoie de linia orizontului, care în toate exercițiile pe care le vom face de aici încolo o să rămână constant la 2 metri. Pentru că data trecută am desenat un desen, o perspectivă interioară, practic am desenat interiorul unui cub, de data asta vă propun să ieșim afară. Cu toate că stăm în casă, prin intermediul desenului putem să ieșim afară. Și aș începe prin a desena un mic plan, aș face o schiță ca să clarificăm un pic ideile despre ce vrem să facem și ce vrem să desenăm. După toată perioada asta de stat în casă, aș propune să desenăm o piață, cu siguranță că se vor ridica și toate restricțiile de deplasare, oamenii se vor reîntâlni din nou și vor aglomera piețele și spațiile urbane. Mă întorc la prima lecție, vom desena linia orizontului, desenăm câteva volume în perspectivă care ulterior vor deveni, de ce nu, clădiri și alte elemente de anturaj urban care să armonizeze și să anime desenul nostru. O să îmi iau două pătrate, o să lucrez cu un modul de pătrat ca să definesc planul piaței mele. Va fi un plan simplu al unei piețe, folosesc o intensitate scăzută a creionului meu pentru că ulterior, dacă voi acoperi cu desenul final această schiță, nu vreau să mă deranjeze. Și vouă vă recomand să desenați cu intensități diferite ale creionului. Aveți o intensitate atunci când schițați și când sunteți siguri că linia pe care vreți să o întăriți e cea finală, vă recomand să schimbați creionul, să luați un creion mai moale, un 4B, cu care să puteți accentua și să aveți mereu o rezervă de creion, o rezervă de putere a minei de creion, astfel încât atunci când simți nevoia să apeși pe foaia de hârtie, să poți să o faci. O să vedeți că lucrurile astea ajută foarte mult. Nu degeaba sunt toate instrumentele de desen atât de detaliate. Adică creioanele de lemn, spre exemplu, sunt 2B, 3B, 4B, până la 6, 8B, chiar 12B, când deja începem să vorbim despre cărbune. Piațeta mea vreau să fie un pic mai lungă. Uite așa. O să mă folosesc de aceste pătrate. O să-i creez o cale de acces cumva, undeva așa. Deci voi spune că în jurul ei pe aici sunt clădiri. Încă nu le definesc ca gabarite, doar spun că e un țesut dintre ăsta mai vechi, în care voi avea un front de case aici, un front de case aici, iar eu voi sta undeva în zona asta și voi privi pe direcția asta. Mă gândesc să plasez aici un element de interes, după care aș putea să construiesc ceva în zona asta care să fie egală față de corpul meu și aș mai putea să am o clădire aici. O să folosesc acest modul, da, pătrat, și voi avea un pătrat, două pătrate. De fapt sunt 6 pătrate, 2 pe 3, sunt 6 pătrate. Deja știu ce proporție are planul meu și astfel pot să trec la pasul următor și anume să desenez. Așa cum spuneam și data trecută, va trebui să desenez linia orizontului. Ei bine, linia orizontului o voi plasa un pic mai jos, undeva aici. Încă nu stabilesc punctul de fugă, îmi fac câteva măsurători ca să pot să-mi dau seama de cum va arăta schița mea mai încolo. Reduc un pic intensitatea și spun așa. Pe aici undeva sunt în centru foii. Am două pătrate pe care trebuie să le desenez și pot să spun că am unul aici și unul aici. Când stabilesc linia pământului și sunt într-o perspectivă la nivelul ochiului, distanța respectivă reprezintă 2 metri. Cu alte cuvinte, dacă eu acum spun că asta de aici este linia pământului,
practic, înălțimea din acest punct, înălțimea asta de aici, asta, devine 2 metri. Puteam să o iau mai mare sau mai mică în funcție de cât de mult vreau să desenez. Îmi fac o idee că punctul meu de fugă e bine poziționat, așa, hai să vedem. O să-l poziționez undeva aici, pentru că exact în zona asta am poziționat un element de interes. O să poziționez aici punctul de fugă, fac un P mic. Încă nu apăs pe creion pentru că vreau să schițez în linii mari gabaritele. Și nu rămâne decât să conturez cele două pătrate, și anume ridic o verticală aici, o verticală aici și o verticală aici. Lucru care mă va ajuta pe mine să-mi stabilesc și înălțimea ulterior. Încerc să-mi fac acum o măsurătoare astfel încât acești 2 metri de aici până aici, 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8. Practic am desenat două pătrate de câte 8 pe 8. Cumva toată lățimea asta de aici a mea are 16 metri. Hai să vedem cum iese. Eu cred că este bine așa. Și perspectiva exterioară, dar și cea interioară, la un punct de fugă, au un lucru în comun. Acestea sunt limitele pieței mele. Practic pot să spun că sunt în interiorul unei cutii sau toate obiectele pe care vreau să le desenez le-am inclus într-o cutie. Ce trebuie să mai stabilesc eu acum? Câteva rapoarte. Voi stabili parterul. Să spunem că parterul are undeva la 2 metri, 3 metri sunt aici. Aș putea să fac un pic mai înalte clădirile mele. O să fac un parter un pic mai înalt, pentru că într-o piață parterul de obicei este mai înalt și o să merg pe varianta așa de parter la 4 metri. Liniile acestea de construcție sunt foarte subțiri trase. Deja începe să prindă contur. Un pas următor pe care va trebui să-l fac este să-mi împart în părți egale tot ce înseamnă partea de jos. Practic am obținut diviziuni de către 2 metri. Așa cum am făcut și la exercițiul anterior, voi împărți pardoseala în diviziuni de câte 1 metru, pentru că lucrul ăsta mă ajută pe mine să mă orientez un pic mai târziu. Și anume, dacă prin fiecare punct voi duce de la punctul de fugă câte o dreaptă, practic obțin linii paralele la distanța de 1 metru. Astfel, pardoseala pieței mele deja începe să capete un plan de referință. Tot timpul se pot corecta lucrurile din mers. Când desenați, e foarte important să nu vă grăbiți. Lăsați timp desenului. Da, sau alocați-vă timp pentru desen. Dacă vă grăbiți, lucrurile nu o să iasă neapărat cum trebuie. Și încă un lucru foarte important atunci când desenezi este să încerci, să exersezi continuu. Primul lucru pe care îl voi face, voi defini niște volume foarte mari, așa ca gabarit. Înglobăm volumele sau clădirile pe care eu le desenez, vreau să le înglobez în niște cutii. De ce? Pentru că în perspectivă cutia, paralelepipedul, este cel mai simplu element de desenat. Și atunci dacă eu desenez niște cutii pe care ulterior le voi transforma în case, pot să controlez întâi gabaritul, să-mi fac o idee despre cum va arăta desenul. Și abia după aia încep să desenez tot felul de elemente de decor și alte detalii care dau viață planșei. Așa că pentru moment, tot ce vom desena vor fi așa niște linii paralele care ne vor ajuta pe noi să ne dăm seama de niște proporții. În orice piață, de altfel, există un reper. Și de data asta, în piața aceasta, vreau să desenez un reper. Practic, aici o să desenez ceva mai înalt. 2 metri, 3 metri, hai să fie cam așa. Poți oricând să te răzgândești, adică poți oricând să faci clădirile mai mari și cred că pot să fac lucrul ăsta și acum, să mai adaug un pic stânga-dreapta. De ce nu? Uite, aș putea să fac piațeta asta un pic mai mare. Aș putea să mai duc câteva unități. Practic ce se întâmplă? Voi șterge elementul ăsta de aici și voi face piațeta mea un pic mai mare. Cu cât? Păi 2 metri sunt aici. Hai să vedem. 2 metri sunt așa. Trebuie un pătrat odată. 2 metri, 4 metri, 6 metri. Am mărit piața mea cu 6 metri. Îmi lipseau mie cei 6 metri aici în desenul ăsta. Perfect. De ce? Pentru că vreau să fac aici o clădire. Exact pe unde e punctul de fugă. Aș vrea să las o stradă. Nu mai mare de 1,5 metri. Adică 1,5 metri ar fi exact pe aici. A,
Așa, turnul meu vreau să aibă 1, 2, 3, 4 metri. Și ca să fie turn, trebuie să fie un pic mai svelt și are 8 metri până aici. Dacă dublăm înălțimea, aici sunt 16 metri. E un turn grăsuț, o să-l mai scurtăm, de asta sunt linii de construcție. Dar liniile e foarte important să nu le ștergeți. Tot timpul ce desenați să rămână pe foaia de hârtie, pentru că vă poate ajuta de fiecare dată să vă orientați. Dacă te pierzi la un moment dat și cauți un punct, va trebui să reiei desenul. Deci pentru asta e important să lăsați linii de construcție acolo. Vă ajută să vă orientați ulterior. Voi avea aici în dreapta o construcție care va avea și ea o dimensiune 1, 2, 3, 4, 6, 6 metri, cred că e suficient. Lipită de turn, de ce nu? Poate cu o mică distanță. Și în partea asta altă, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 cu parterul aici foarte bine. Înălțimea unui etaj este cam de 3 metri, deci practic nivelul următor va fi aici. Putem să facem un P plus mansardă, 1 metru, 2 metri, să spunem că ar veni undeva pe aici. Dar putem să facem o mansardă pentru o casă. Așa să se vadă un pic și din latura asta, astfel încât să pot să-i dau profunzime și să se vadă și a treia dimensiune a casei, adică cum se deformează în perspectivă. Încercăm să conturăm așa volumele. Mai avem în partea asta încă un volum de conturat. O să țin parterul ăsta de 4 metri în continuare ca element de reper. În zona asta de aici încă o clădire, o să definesc o clădire. În partea din stânga încă o clădire. Stânga-dreapta voi borda cu niște clădiri, cu niște fronturi de clădire. Dar, având în vedere că înălțimea de 4 metri este una destul de mare, poate că voi face un portic și atunci voi câștiga un pic de profunzime și în zona respectivă. Ce e foarte important, și pentru că data trecută nu am explicat și nici până acum nu am făcut-o, cum desenez cercul în perspectivă? Ei bine, dacă cercul se află într-un plan frontal, cum vreau să desenez eu aici, tot ce trebuie să facem este să-l încadrăm într-un pătrat. Adică trebuie să găsim centrul cercului și odată ce am găsit centrul cercului și l-am încadrat, practic putem de acolo, știm că trebuie să treacă prin cele patru puncte tangente, și putem să încercăm să desenăm cercul aici. De ce am oftat? Pentru că îmi place mult să călătoresc și una dintre țările în care călătoresc cu plăcere este chiar Italia. Și din păcate în această perioadă stăm cu toții acasă. Și sper că după ce se mai relaxează lucrurile și revine viața la normal, poate că voi ajunge din nou. În continuare schițez volume. Volumul acesta vreau să-l fac un pic mai adânc. Vreau să ridic și eu un acoperiș cumva. Să nu uităm de cei 4 metri care sunt aici. Un lucru pe care l-am învățat data trecută este cum să multiplicăm și să avem o proporție corectă. Practic, în momentul de față, eu știind că de aici până aici am 4 metri, știind că verticala asta de aici este de 4 metri, eu va trebui să aproximez cei 4 metri în față. Și nu voi exagera foarte mult cu
cu acest 4 metri, pentru că cei 4 metri din spate se vor multiplica foarte mult aici în față. Ia uitați, spuneam așa că dacă acesta este un pătrat de 4 metri cu 4 metri, chiar dacă el nu arată, în perspectivă lucrurile sunt deformate. Întotdeauna când privești în perspectivă, lucrurile care ajung mai aproape de punctul de fugă sunt din ce în ce mai mici și mult mai apropiate. Practic asta se întâmplă și acum. Pe fața aceea voi multiplica acel dreptunghi de 4 pe 4, ducând o diagonală din colțul acesta, dintr-un colț, prin mijlocul laturii opuse. Practic, în momentul de față, tot ce o voi obține este aici o verticală. Pot la fel să mă duc și în spate, cu condiția să construiesc aici limita de jos a planului care conține toate acele elemente pe care vreau să le multiplic. Deci pot să mă duc și pe direcția asta la alta așa, până aici, ridic verticală, din colț opus prin mijlocul laturii opuse și ridic verticală și tot așa. Aceasta este linia orizontului și de fiecare dată când multiplic și fac această mișcare, multiplic practic cu încă 4 metri. În momentul de față pot să mă folosesc de această împărțire și să-mi translatez toată măsurătoarea de pe partea dreaptă pe partea stângă. Pot să fac lucrul ăsta foarte simplu. Uitați, printr-o linie care pleacă din punctul ăsta și se duce până în partea asta la altă, aici voi găsi aceeași distanță ca în partea cealaltă. Mai iau încă un 4 metri, încerc să fiu exact, de aici. Dacă mă duc acești 4 metri până în partea asta, de aici, practic, mi-am translatat acea dimensiune de 4 metri. Aveți grijă să nu vă iasă desenul din planșă. Se poate întâmpla foarte des ca în vria desenului să uitați de proporții și desenul să iasă din planșă. Vom face aici o cupolă. Din nou vreau să desenez un cerc în perspectivă. De data asta, planul în care vreau să desenez cercul este cel de aici, ia uitați, ăsta de aici, aici și aici. Asta este planul în care vreau să desenez cercul. Voi duce diagonalele, am aflat mijloacele laturilor și voi desena un cerc care să treacă prin mijloacele tuturor acelor laturi. Același lucru voi încerca să fac și sus. Prin mijloacele laturilor voi desena un cerc care să treacă așa, astfel încât aici sus să pot să desenez o cupolă. Ridic un pic verticala, linii de construcție pot rămâne acolo fără nicio problemă. O să mai facem aici încă un registru, poate un pătrat și pe mijlocul lui mai desenăm un cerc. Putem. Deci este dreapta de mijloc, stabilim limita superioară. Momentan nu e nicio problemă pentru că avem așa multe linii, pentru că ele sunt de construcție și ne ajută lucrul ăsta ca să putem să ulterior să întărim ce rămâne final. Încep să dau câteva detalii, nu foarte multe, pentru că vreau să păstrez și pentru mai încolo, să mai adăugăm. Perfect. Asta e prima parte, facem pauză și intrăm în a doua parte. Ne întoarcem așadar cu desenul. Vom mai desena, uite, exact pe mijlocul ăsta, pe mijlocul planului pe care l-am delimitat între punctele ăsta, ăsta, ăsta și asta, voi încerca să duc diagonalele, astfel încât să aflu mijlocul. O să punem încă un cerc aici deasupra, să mă întrebați de ce. Cred că în compoziția asta și are locul. Punem aici un cerc, din nou am trecut prin mijloacele laturilor și aici putem să definim un registru de încă un registru așa, cu eventual niște coloane. Niciodată nu punem stâlp în mijloc. Niciodată. Este o regulă din clasicism că niciodată nu trebuie să pui stâlpi pe
în mijloc, în ax. Dreapta pe fața, pe fațada principală, numărul coloanelor trebuie să fie unul par. Dacă ne uităm la toate templele grecești din antichitate, toate pe fațada principală au un număr par de coloane. Respectăm și noi lucrul ăsta pentru că altfel, dacă aș avea o fațadă simetrică, clasică, practic aș fi nevoit să ocolesc un stâlp în drumul meu spre intrare. Lucru pe care nu-l vrem. La momentul ăsta, cred că e important ca pe desen să începem să adăugăm și elemente de prim plan. Practic, fiind un spațiu urban, eu cred că va fi foarte multă lume în spațiul ăsta. Așa că, în momentul de față, voi schița siluetele foarte, foarte ușor, încât să-mi dau seama care dintre zone vor fi acoperite cu oamenii pe care eu îi pun în piațetă. Toți oamenii vor sta cu capul pe linia orizontului. De ce? Pentru că acolo este nivelul ochiului privitorului, așa cum am spus mai devreme. Linia orizontului reprezintă locul, nivelul la care se află ochiul privitorului. Toate elementele acestea mici sunt oamenii pe care îi voi schița foarte, foarte ușor încât să-i așez pe desen. Ei totodată creează și efect de perspectivă pentru că cei din spate vor fi mai mici, cel de aici va fi atât, cel din față va fi mai mare. Să continuăm să definim volumele și abia după aia revenim și la oameni. Totodată voi defini un registru superior al geamurilor, un registru inferior al geamurilor și geamurile vor trebui să se coreleze cu elementele de jos. Cumva nimic în desen nu este lăsat la întâmplare. Geamurile către noi sunt mai clare, mai mari, mai detaliate, iar pe măsură ce mergem către partea din spate a desenului, ele devin din ce în ce mai estompate. Nu uitați că atunci când desenați să aveți o poziție comodă. E foarte important. Faptul că geamul e la nivelul ăla, încep să-i văd și intradosul.
Deja lucrurile pot să meargă la mâna liberă, pentru că odată ce... Și să nu vă fie frică să desenați cu mâna liberă, fără instrument de desen, fără riglă, teu sau orice alt suport, pentru că, de fapt, așa veți dobândi capacitatea de a desena un desen armonios, frumos, în care să nu vă fie frică pe ce fel de hârtie desenați, cu ce desenați, pentru că știți că, respectând niște proporții destul de simple, puteți desena corect de fiecare dată. Mă întrebați până unde m-am ridicat? Păi e simplu. Dacă pe planul ăsta din spate, eu știu așa, că de aici până aici, de aici până aici sunt 4 metri, 4 metri sunt până sus, practic pe verticala pe care o voi duce aici, să spunem așa, pot să măsor imediat distanța de aici până aici e 4 metri, pot să pun încă 4 metri, astfel încât să fac un acoperiș de tip mansardă. Uite așa. Și de aici la punctul de fugă. Să retrag puțin parterul casei astea, încât să pot să fac elementele astea de aici. Uite, aici sunt la 4 metri, pot oricând să le iau de pe planul acesta și să le duc pe planul din spate. Pentru că suntem într-un sistem ortogonal. Toate elementele astea sunt la 4 metri. Vă propun să ne ocupăm un pic și de partea de sus a turnului, unde putem să desenăm o colonadă. Vedeți, linia de construcție rămâne acolo și venim și întărim o nouă linie, ce este intrados. Așurăm mai puternic. Exercițiul deja începe să devină foarte complex și pentru asta voi rămâne doar în zona volumelor simple, pentru că e important să vă familiarizați cu modul în care se construiește perspectiva și care sunt principiile ei de bază. Voi merge un pic mai repede și voi adăuga câteva detalii și fiecare dintre voi este liber, pentru că desenul nu limitează pe nimeni. E liber să adauge câte detalii vrea și să poată să construiască nu doar exercițiul ăsta, ci orice alt exercițiu în care iei și te joci cu niște cuburi, le intersectezi, le așezi unul peste celălalt, le rotești, de ce nu. Practic, cu primul exercițiu de data trecută și cu acesta, puteți foarte ușor să construiți diferite ansambluri de corpuri geometrice, care ulterior ați văzut că se pot transforma în obiecte fie de scară mare, cum ar fi clădiri sau elemente așa mult mai cu un gabarit mare, cât și elemente de mobilier. Principiul din spatele exercițiului este că orice lucru pe care vreau să-l desenez poate fi încadrat într-o prismă pe care știu să o desenez corect. Pentru că înălțime și lățime este un raport de 1 la 1. Tot ce se duce în perspectivă am învățat cum să măsor și cum să aproximez. Așa că voi trece rapid pe fiecare zonă din desen, să mai adaug câteva detalii și la un moment dat ne vom opri lăsându-l la nivel de construcție. Poate că în prim plan voi adăuga un pic de hașură încât să creez senzația de profunzime și mai accentuată. Pentru asta voi schimba un pic intensitatea creionului și în același timp vreau să corectez câteva scăpări. Un prim pas este să conturăm volumele între ele și voi face acest lucru prin a apăsa un pic mai tare pe creion și a delimita anumite zone, uitați așa, astfel încât fiecare element în parte să se poată detașa.
E important să nu vă grăbiți când hașurați, pentru că și hașura trebuie să fie una ordonată. Ea se compune din linii egal depărtate la aceeași dimensiune, astfel încât tot desenul, la final, să aibă același tip de hașură. Prin hașură aducem vibrație întregului desen. Mă folosesc de orice linie, din orice punct pe care am construit-o anterior și am lăsat-o acolo, ca să pot să mă orientez, ca nu cumva să stric desenul de perspectivă. Păi putem să punem o jardinieră, spre exemplu. Când desenez un copac, ar trebui să urmăresc firul natural al creșterii. Practic, el pleacă de la rădăcină, se duce pe tulpină, la un moment dat se desprinde de trunchi și începe să se ramifice. În arhitectură desenăm copacii având un contur oarecum uniform. Atâta timp cât lucrurile pe care le punem în desen merg la punctul de fugă, sunt construite cu atenție, nu apar greșeli flagrante, desenul de perspectivă poate să fie unul foarte, foarte bun. Pot să adaug detalii și e foarte important ca lucrurile din prim plan să fie mult mai aproape de noi, să fie mai atent studiate. O să mă opresc aici cu desenul și vă mulțumesc că ați fost alături de mine. Pot să vă spun așa că în toată perioada în care stăm acasă, e important să încercăm lucruri noi și încercați să desenați, pentru că nu e atât de greu și e simplu și prin desen eu cred că putem să ne exprimăm multe lucruri, începând de la ceea ce simțim până la ceea ce ne imaginăm. Dacă aveți întrebări pentru mine, eu vă stau la dispoziție atât pe pagina de Facebook Valentin Ionașcu sau pe pagina de Instagram, tot Valentin Ionașcu, cât și pe site-ul atelierului nostru de desen, www.lanivelulochiului.ro. Așa că, până data viitoare, să fiți sănătoși și să ne revedem cu bine. Toate cele bune! Când facem bine, ne facem bine.